Mă, bravo vouă, să fiți fericiți și să aveți 10 copii. Apropo de copii, trubadurul Gheorghe Gheorghiu are o mândrețe de fată care chiar e foarte frumoasă, Costele, orice zice tu, da? Deci să nu mai comentezi, o să vezi acum materialul, să vezi că e chiar drăguță. Ea a venit tocmai din America, unde era bine mersi, dar de ce credeți? Să se apuce serios de cântat. Și dacă tot s-a nimerit de ziua aia în România, fata ta deci a adunat toată gașca și a dat o petrecere bele. Hai să vedem. După mai bine de 10 ani petrecuți în Statele Unite, fica trubadurului este hotărâtă să cucerească inimile românilor. Face muzică de mulți ani, dar de această dată vrea să-i dea importanța cuvenită talentului pe care l-a moștenit de la tatăl ei. Bucuria revenirii în țară a fost cu atât mai mare cu cât și-a putut serba ziua de naștere în familie. Cum te simți la 2 zile? Bine! Cam tristă, vreau să stau pe 12, dar e bine. Da? Spune-mi, ce ai primit astăzi de ziua ta? Păi am primit flori, încă nu m-am dus la restaurant și mă așteaptă toată lumea acolo, sper, cu cadouri. Ți-ai dorit ceva anume? Ceva special? Nu. Nu știu ce-mi trebuie. Nu prea îmi lipsește nimic. Mă simt bine cu ce am. Cum ți-ai ales ținuta? Gândi mult la ea. Nu m-am gândit prea mult, am încercat toate hainele din care le am și am rămas cu ăsta. Pentru acum și mai încolo, când mergem afară, mai pe seară, mă schimb. Asta este ținuta de seară, pentru în această seară. O lăsați așa? Ok. Deci s-a dat tata mai. Sunteți mândru de Andra? Foarte mândru. Foarte mândru și am așteptat-o foarte mult, am așteptat să vină și mă bucur tare mult că este aici. Sper să se acomodeze. Ce-i doriți de ziua ei? Multă fericire, să fie sănătoasă și să fiu și eu sănătos ca să mă bucur de ea de acum încolo mulți ani și este viața mea. E tot ce am făcut eu mai bun pe lumea asta, deci nu se poate compara cu nimic. Oricum sunt mândru și maică-sa este foarte mândră. Sigur o să vadă emisiunea voastră acasă la San Francisco. Ia trimis și-o. Ia să vedem. Ia. Trimis cadou? Ia. Da. Ți-am mâncat, baby. Mama te iubește și de-abia așteaptă să te vadă. Te pup mult, 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 mult. Da. Și florile. M-am trezit cu flori la ușa azi dimineață. De la mama. De la mama. Da. Și de la tata. Flori albe de la tata, roșii de la mama. E, și e, uite că a pus poza cu mine și cu maică-sa în florile de astăzi. Da, da. Extraordinar. Petrecerea a continuat la un restaurant din capitală, unde cei mai apropiați prieteni au așteptat-o pe Andra cu tot felul de surprize. Vreți să vedeți ce e aici? Ce drăguț e! Ce finuț e! Deci, aici, îmi doream eu ceva așa și... Ta-da! Cu roz! Și, pentru că îmi plac titele foarte mult, dar nu știu de la cine este cadoul acesta. Cred că o să aibă peste vreo 2 săptămâni o mașină, n-am reușit. Are de ales între un Mercedes SLK, da? Un Porsche sau, nu știu, mai vedem. Andra? Da, și da. Deci asta nu glumeam, deci nu, planul este de aproape 2 săptămâni. Mi-e frică să conduc aici, dar trebuie să mă obișnuiesc și... După o după-amiază superbă în care a fost în centrul atenției, Andra și-a dus invitații într-un club de fițe, unde au petrecut până în zori.